Tancurile germane Leopard au devenit cea mai căutată armă, iar Ucraina vrea cu orice preț să dețină cât de multe astfel de tancuri în arsenalul său. Ministrul ucrainean de externe cere 300, dar și 100 ar fi un număr semnificativ, susțin analiștii Institutului Internațional de Studii Strategice. Raluca Alhadad, realizator Prima News, despre tancurile atât de dorite de Ucraina. Tancurile Leopard au fost fabricate pentru prima oară în Germania în anul 1965. În anii 70 a apărut seria 2, din care au fost produse 3600 de bucăți. Au devenit unele dintre cele mai căutate tancuri din lume. Peste 2000 dintre ele sunt deținute de 10 țări europene, începând cu Danemarca, Finlanda și Germania până la Ungaria și Polonia. De-a lungul timpului au apărut mai multe modele îmbunătățite. Deja atât Polonia, cel mai mare susținător european al Ucrainei, cât și Finlanda, au promis livrarea unor astfel de tancuri cu sau fără acordul Berlinului. Helsinki intenționează să includă astfel de arme în pachetul de ajutor al Uniunii cu numărul 12. Polonia vorbește despre 14 tancuri, iar ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, spune că livrarea acestor mașini de luptă este aproape de final. Sunt unele dintre cele mai bune tancuri din lume, spun specialiștii despre Leopard, motiv pentru care Ucraina și le dorește. Ar avea și de unde să le ia și mentenanța e relativ ușoară. Caracteristicile tancurilor, care sunt aproape de neegalat pe câmpul de luptă, este un alt motiv pentru care Ucraina le vrea în arsenalul său. Au 55 de tone, permit un echipaj de 4 oameni și au o viteză maximă peste medie. Franța se gândește și ea dacă să trimită tancuri Leclerc Ucrainei. Parisul deține aproximativ 400 de astfel de vehicule. Marea Britanie pare că așteaptă și ea ca alte state europene să ia inițiativa. În timp ce Zelenski așteaptă tancurile germane, în Statele Unite sunt discuții aprinse. Parlamentarii îndeamnă executivul să trimită în Ucraina cât de repede tancuri Abrams.